Salutare, prieteni! Vreau să vedem dacă putem realiza o montă între fluturel, adică ăsta e fluturaș pentru că e mai micuț, dar are o culoare foarte asemănătoare cu fluturele german pestrițu. Câteva puncte, pete pe coloană. O să facem un fluture românesc, dacă reușim. Și iepurița aceasta are puncte în obraz. Așa, să vedem dacă reușim să scoatem ceva asemănător. El este mai micuț puțin, dar are culoare. Acum să vedem, pentru că nu l-am mai dat la montă până acum, e tinerel. El e cu teritoriu, dar iepurița este în călduri și de aceea vreau să vedem dacă reușim să facem o montă. Văd că e interesat, miroasă. Să sperăm că și reușim să vedem o montă. Amândoi sunt tinerei și de aceea zic că poate mai cu greu, pentru că nu au montat niciunul. Nici iepurița n-a mai fost montată, nici iepuroiul n-a mai executat nicio montă până acum. Și nu am băgat iepurița la el în boxă, dar el este mai subțirel puțin. Dar văd că are atitudine bună. Acum să vedem să și monteze. Urechea nu e așa mare ca și la iepuriță, pentru că iepurița îi de la belgiană. Și are și mărimea și urechea de la belgiană. Cred că o să pun pe pauză până se gândește iepuroiul ce face și după aia să pornesc, ca să nu vă rețin cu așteptarea. Să vedem dacă ridică fundul. Zice că mai trebuie să ajutăm și iepurița să ridice fundul. Acum nu știu exact dacă se întâmplă, dar iepuroiul trebuie să fie meseriaș. Să vedem. Ceva mizerie a făcut pe jos. Acum să vedem dacă ridică coada. Asta e ideea. A început să fie interesat iepuroiul. Asta e bine. Acum și iepurița, depinde și de ea. Pe partea aia la altă bă. Acolo. Nu vrea să ridice coada, nu știu de ce, deși e în călduri, dar e puturoasă. S-a obosit e curaj. Să sperăm că de data asta o să vreie, că îl miroasă și iepurița, o să încerce să-l călărească iepurița pe iepuroi.
După cum v-am spus că am căutat-o, e în călduri. Acum o să se urce, cred că ia peste iepuroi, dacă stă în loc. Să vă arat. Hai să și îl țin puțin pe iepuroi să ia. Uite că o și ridicat coada. Numai trebuie să ridice și fundul. Opa! No, asta nu-mi place. În sfârșit. În sfârșit o reușită. Cam scurt, să zic așa. Dar e meseriaș. Deci o sta mai mult timp. Nu s-o dezlipit repede. Numai după cum vedeți, îi bleagă iepurița. Stă așa că să facă iepuroiul tătă treaba și ea nimica. Nici fundul nu a vrut să-l ridice. Dar bine că e în călduri, că vom încerca să avem fluturaș. Aceștia vor fi fluture de România. Cum e ureașul de Transilvania, ăștia vor fi fluture de România. Acum, nu toată lumea știe din ce exemplare le-am scos, dar este secret profesional. Mai punem pe pauză și vedem următorul număr. După cum vedeți, e cam lenioasă, că nu vrea să ridice fundul. Iepuroiul are multe tentative, dar durează minute în șir până reușim să facem o montă. Acolo sunt pisicii. Le-am pus lădița jos. Opa! Că ori ieși de acolo, din ascunzătoare, din ieslea la iepuroiul uriaș de Transilvania, s-or da jos și o trebuie să le pun lădiță acolo, să stea în lădiță. Nu mai vor să stea sus în iesle. Voi ieși și celălalt. Numai doi au rămas, nu știu ce s-or întâmpla cu ceilalți. Din păcate, ăia închiși, ăștia cu alb au rămas. Să vedem ce mai fac ăștia. N-am reușit să vă arăt cum l-a călărit iepurița pe iepuroi. Tot să învârt unul după altul. Aia, mă, bravo. Nu focalizează așa bine. Deci, două numere asigurate. Bun, o să merg să aduc și iepurița cealaltă. Ăsta e fluturaș, pentru că e mai micuț. Și acesta e fluturel. Că e mai mare și o să o duc pe sora belgiană, dar cred că facem un alt videoclip. Cam atât cu acest video, la revedere!